Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele partidului nostru, domnul Renato Osate. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Osate, dumneavoastră, sunt sigur că așteptați că prima mea întrebare va fi fie despre Nina, fie despre Emilian. Da, nu, dar pe îmbătrânie sunt și ușor. Da, de asta ne apucăm deodată de lucru. Da. Mai ales în ultima jumătate de an. Nu, bine că nu m-ați întrebat în ce haine a venit, cât costă, cum unii colegi de-a dumneavoastră, care uită, o sări din avion, dar uită să le dea parașuta, nu ceva, știi, da, am văzut și eu, fiecare coleg face ceea ce vrea, face corect, cum vrea. Democrație. E stilul său, libertate. Deci, în ultima jumătate de an, tema principală abordată cu liderii partidelor care vin aici la noi în studio, sunt locali, care vin la TAM. Aproape toți și-au anunțat candidații, ba pentru Chișinău sau în primul rând pentru Chișinău. Câțiva și-au anunțat intențiile pentru Bălți, alții deja prin alte localități, fac campanii în suburbiile municipiului. Alții umblă prin toată țara și merg licitații care mai mult de pentru un fost, ori actual primar de-a lui Plahotniuc și tot așa. Am auzit și din asta. La partidul nostru și la tot. Dar partidul nostru, în frunte cu dumneavoastră, nu face niciun anunț important. N-auzim să participați la negocieri, coaliții deja preelectorale, postelectorale, nu știu, să testați terenul, spuneți, iată, aici la Bălți cu, mergem cu ăsta, aici și noi mergem cu așa, la Fălești mergem cu altcineva. De ce? Domnule Gonța, în experiența mea politică, care poate nu este atât de bogată ca la alți politicieni, deoarece am început în 2014, prin ce am trecut, cunoaște o țară întreagă, am învățat un lucru. Înainte mă aprindem, cum apărea vreo scânteie, eu de-am trebuit să fiu oare într-un caz cu paialnea lampă, oare într-a doilea caz cu un agnitușit. Cum am mai bătrânit și eu, ca și dumneavoastră, privesc lucrurile, fac analiză la tot ce se întâmplă și ca să nu repet poate unele greșeli din trecut, care le-am avut și eu, greșelile politice. Acum știți cum, iată, pentru ce să mă arunc după un covric care astăzi, eu știu, sunt sigur că, știți cum, după covric unii se aruncă când îl văd. Care mai activ, care mai pasiv. Dar eu știu că astăzi fabrica de panificare nici nu a început producerea acestui covric. Deci, ca să vorbim mai simplu, deci, când eu voi fi sigur că alegerile locale vor avea loc în anul 2023, iată atunci eu o să ies și azi vă anunț. Ce facem în Chișinău? Ce facem în capitala Nord-Bălți? Pentru mine astăzi este important ca, da, alegerile locale, toate tipurile de alegeri pentru orice partid, pentru toate partidele trebuie să fie importante. Cu oamenii, când sat, când municipiu, când capital, își aleg un manager, da? Pentru mine era demonstrat că am demonstrat, pentru mine era și este important că am demonstrat că toți primarii noștri de orașe, municipii, sunt la locul lor și au deja câte două mandate câștigate și sunt sigur că lor câștigat treile, practic toți. Și nu contează că e Cantimir, Drochia, Glodien, Fălești, Vulcănești sau alte orașe din țară și sate. Oricum, asta e primul motiv, a doilea. Eu știu ce înseamnă pâinea de primar. Eu știu perfect ce ne permite astăzi legislația primarilor din țară să o facem și ceea ce noi nu putem realiza din cauza că la noi toți pe an și trece, devin tot mai pro-europeni, numai când se ajunge la ceva concret, cum ar fi reforma administrativă teritorială, da? A puteți vorbesc înainte despre asta numai înainte de alegerile parlamentare, pe urmă uită, știți cum. De asta, starea economică în Republica Moldova, faptul că ne părăsesc sute de mii de oameni, și cu părere de rău, primii care părăsesc țara sunt cei care au votat puterea actuală, mă refer partidul de guvernare, da? Pe mine cumva mă obligă, da, să avem grijă de locale,
să participăm la ele, să obținem un rezultat bun. Dar să știți că suntem unicul partid politic care nu aleargă după primari din alte partide, care nu propune Macuc sau Nadă diferitor primari independenți. Deci astăzi, dumneavoastră, nu vă imaginați și localități, cum în unele localități, și bătălie merge pentru primari, înțelegeți? Și când cei în care oamenii au avut speranță, cum ar fi Partidul Pasc, au fost la noi, am văzut declarațiile domnului Plângău la platforma, da, alte partide politici. Dar cum o fac? Și ei vor să arăte un show, cu pasul încă este și pasul are un rezultat bun. Având în vedere că acest rezultat ei, a, nu-l pot asigura, doi, că ei nu au finalizat toate exercițiile ține de șor și ca persoană fizică și ca partid și așa mai departe, toate aceste lucruri cumva pe ei le impun ca o parte din PAS, și partea asta este peste 50%, iar spune, da? Care spune că, băi, nu, trebuie să le amânăm, că Doamne ferește și ne așteaptă în aceste alegeri. O altă parte din PAS spun că nu, haideți mai bine să le pierdem cu un rezultat foarte prost, rău și așa mai departe, dar oricum oamenii până la prezidențiale să uite. Așa am spus, băi, nu, n-a să uite că toată opoziția se bată noi, noi dacă lăm acolo un 10-15% din localități, Doamne ferește și ne așteaptă. Și cam asta e situația la ei. Cum eu voi cunoaște că aceste alegeri vor avea loc sau nu vor avea, o să vă anunț eu. Că cei și mulți cred că Cecu a spus că alegerile trebuie să aibă loc în data de 5 noiembrie, Cecu odată în 4 ani iese și spune că băieți trebuie să aibă loc alegerile parlamentare, prezidențiale, locale. Dacă aveau de gând să facă alegerile, era o decizie unanimă în partidul de guvernare, la președinție, păi ei asta stabileau, avea să vedeți decizia Parlamentului încă 2-3 luni în urmă, așa cum a fost tot timp. Dumneavoastră, vedeți că noi suntem după versiunea legală, da? Noi doar suntem astăzi cu 3 luni înainte de alegeri. Ați văzut discuții în Parlament la acest subiect? Vedem și azi și luni. Data localelor o stabilește Cecu deja. Corect. Doi. Pentru dumneavoastră nu este un argument în plus faptul că Lilian Carp deja a fost desemnat pentru Chișinău, acolo unde se duce lupta cea mai mare de fiecare dată? Eu de mai multe ori am văzut că, vă spun, acolo sunt mai multe probleme interioare și asta e treaba lor, chiar nu vreau să ne oprim la aceste detalii, că asta nu e important pentru cetățeni, bardacul lor e bardacul lor. Dar eu pot să vă spun că Carp, așa cum o faci pe mare și curist, eu pot să vă spun că el în general poate să nu știe planul. Adică el s-a pornit, el oricum trebuie să devii cunoscut, căruci, treaba lor. Okay. Deci, domnul Gonț, m-ați întrebat de ce? Nu v-am răspuns de atâta, cum unii invitați dumneavoastră, v-am spus situația reală. Sper să avem o claritate cât de în timpul apropiat și atunci să ies, să anunț. Dar să ies, eu să alerg așa cum fac alții, înțelegeți? Adică, nici era clar ce o să întâmple în Chișinău, da, unele lucruri s-au schimbat, cum v-a declarat că Dodon nu participă, da? Am văzut că eu cred că la dumneavoastră, că jumătate de an în urmă am spus că o să fie Voicu la Bălț, la dumneavoastră în studio s-a recunoscut acum câteva zile în urmă, înțelegeți? Mă deranjează altceva. Că și cei din PAS de la guvernare, și când spun PAS, nu contează. Că e doamna Sandu ca președinte, că e Recean prim-ministru, că e PAS, partea PAS-ului care știe ceva, că e partea fracțiunii PAS-ului care nu știe nimic, im ne положено знать, că sunt problemelor cu spânul. Deci tot ce se întâmplă la noi în țară este ghidat 100%. Și la cei care sunt la guvernare, și sunt absolut ghidați toți astăzi care sunt în opoziția parlamentară, și unii care pretind din opoziția extraparlamentară să devii parlamentar. E că asta mă deranjează mai mult, înțelegeți? Că toate jocurile astea, eu am avut o experiență prea mare în viață ca să cumva să înghit ceea ce se bagă pe la televizoare. Și nu contează în care studiu. La televiziunile partidului sau la televiziune cum vin unii la dumneavoastră, știți ce o fac pe mare patrioți, politicieni și așa mai departe. Deci majoritatea celor din PAS
insistă că alegerile să fie amânate și să aibă loc odată cu prezidențialele? Odată cu prezidențialele, da, corect. Dar de ce credeți că până atunci în țară va fi mai bine și astfel șansele lor ar putea să crească? Domnule Gonță, eu aici nu mi-am expus părerea. Eu v-am retransmis și se întâmplă astăzi în pas. Așa. Da, deci asta nu este... Ok. Deci că ei cred că doamna Sandu cumva să le tragă lista, adică fiind cu un comitet, știți cum, cu prezidențiale, și cumva, că doar de să o luăm real astăzi. Au avut loc alegerile parlamentare. Astăzi PAS-ul are 63 de deputați în Parlament, da? Am văzut mai multe studii care au demonstrat că partidul PAS a fost votat de 17-18%. Restul erau voturile lui Sandu. Acolo puteau și bă, nu contează cine era pe listă mai după 20-30 încolo, înțelegeți? Doar real, oamenii au votat pentru Sandu. N-au fost cunoscuți majoritatea specialiștilor, în ghilimele, ONG-știlor și restul bludnicilor care mulți sunt acolo, înțelegeți? A fost votat că o votăm pe Sandu. Așa au votat cetățenii și în țară și în diaspora. Și tot așa va fi și data viitoare? Data viitoare nu o să mai fie așa. Sunt foarte mulți schimbări deja, înțelegeți? Adică oamenii s-au trezit, la mulți le-au trecut hipnozul. Dumneavoastră vedeți ce se întâmplă și declară mai mulți foști susținători PAS-ul. Nu o să mai poată juca pe centru la următoarele alegeri. Și credeți-vă, nu contează prezidențiale, parlamentare, nici doamna Sandu cu tot PAS-ul ei, nici socialiștii cu Dodon. Repet, nu Dodon cu socialiștii, dar socialiștii cu Dodon. Dodon de-am acolo o leacă de zapasnoi, un fel de masajor la dânșamul acolo, înțelegeți? Să nu se blocheze mâștile lui Bătrânci. Mușchi, adică nu mâștile. De asta, că doamna Sandu, cum aduceți-vă aminte și prezidențiale și parlamentarele? Споторы Лимбарус. Мы никогда не запретим 9 мая, кто хочет праздновать День Европы, кто хочет 9 мая. С русским языком проблем не будет. Мы любим одинаковые гагаузовы, молдаваны, румын, шпсвенту дух, шимишагим, пладискотеки. То есть, короче, пштискум пентру отрази азвазут. Кто оценщеркал кума, кыди проевропень, варю у него ниш, нарси кума, тот уж макрынчентр. Partidele proruse, tot cătau cu grebla ceva prin centru. Știți cum? Că, как бы, da, noi как бы, suntem cu Tamojnoi Soyuz, dacă vrem și o leacă de centru, că как бы, noi suntem cu o leac de reforme europene. Căruși, asta tot nu o să mai funcționează, mai ales în special că la noi o să fie cele mai interesante alegeri prezidențiale din toate care au fost de data asta. Noi la ele ajunge. Eu vreau totuși să insist pe locale. Să admitem că câștigă tabra minoritară și avem locale în toamna acestui an, ca de obicei, da. Spectacolul numărul 1, Chișinău. Eu am citit lista și domnului Dodon, dați-mi voie și dumneavoastră. Nu, domnului Ceban. Deci va candida domnul Ion Ceban, Ruslan Codreanu, Vadim Brânzaniuc, Lilian Car, Vasile Costu. Domnule Gonță, opriți-vă. Am văzut lista ieri, adică am auzit-o, că am privit și emisiunea, că mi-era interesantă poziția domnului primar privind ce s-a întâmplat la termoelectrică. La discutăm mai târziu, că nu ajung. Uitați-vă, acolo majoritatea spărți vatamati, patirpevșii limbarus, nu știu dacă corect. Deci ei se duc, majoritatea din trânși se duc să-i arăt pe degeaba la televizor, din candidați care ați pomenit dumneavoastră. Alții, că mă crăsprânească acolo câteva mii de lei partidul din buget ca să iei acolo voșeță vecini și vă trei neamuri în cruci. Deci... Cu așa listă vă implicați dacă au loc locale? Domnule Gonță, eu împreună cu colegii de la partidul nostru o să vă anunțăm foarte explicit. Eu doar mai explicit și mai deschis okay. Ca mine poliția nu există. Noi nu dăm cu pali în cap. Eu și la dumneavoastră în studio v-am spus de multe ori, eu în general, dacă era, aveam cu cine discuta, și nu contează, din opoziție sau de la guvernare, dacă s-a așezat toată lumea la masă, care real pretinde la unele sau altele localități. Deci eu vă asigur, spre exemplu, de la Fălești până la Brișeni, rămâne pe video, pe urmă, ca și, de obicei, sunt public, peste jumătate de an sau un an, ce îi spune un sat la dumneavoastră. PAS nu câștigă nici un primar de oraș. De la Fălești până la Brișeni. Fălești este tot deja să consideră ca nord, merge, da, după Ungheni. La Ungheni, ați câștigă de atât că e primarul lui Filat, încă de pe timpul lui... când s-a dus prima fură de țigări în România, înțelegeți? Adică,
Care au fost și la democrață. Deci, de la Făleș pe la Brișeni n-a să vină și un primar. Găgăuzia, nu. Cahul, Dandeș, primarul care e independent, a câștigat câteva mandate, nu. Încă o dată, unii mai dovedesc ei. Chișinău. A? Chișinău. În Chișinău pasul? Pasul câștiga doar dacă se băga Dodon, ca votul politic cumva să-l atragă de partea lui, să-l blocheze pe Ciban să ajungă în turul 2 și atunci tăi se mobilizau și în turul 2 votau contra lui Dodon și pasul câștiga. Dodon, toate negocierile lui care le-au avut, cu toții, și eu când spun cu toții, credeți-mă, cunosc toate detalii, au ieșuat, i-au spus că și nu prea folosește tineretul, dar trebuie să folosească, nu mai să are nevoie așa ceva, și se vinde prin farmacii. Și încă o dată, la dânsul i-au ieșuat toate negocierile, credeți-mă, și în interiorul țării, și în exterior. Deci nu mai are nevoie nimeni de serviciile lui, nici consultativi, nici ca participant, nici salveză cursul european, nici salveză Taможний Союз, acolo e gata. Adică noi am știm cine e următorul primar de Chișinău. Deci, din ce am văzut eu astăzi, eu aștept răspuns, de exemplu, dacă vorbim de la Chișinău, de la două persoane, da? Ciban trebuie să aibă un concurent real. Încă o dată, să nu vorbească dimineața pânsarea despre unire, integrare europeană, ori Taможний Союз. Să iasă, să arăte greșelile lui Ciban, să prezinte un plan de modernizare infrastructurii a Chișinăului și multe. Adică, înțelegeți, iată și dezbateri. Doar despre asta trebuie să fie locale. Și fac ei. Încă nu e campania de a mai stai cu Europa, a stai cu Kremlinul și așa mai departe. Înțelegeți? Adică, alegerile locale trebuie să fie concurs de idei. Ia n-arată tu, Ciban, ce proiect de... ca să hotărâm problema cu Albișoara și cu multe alte străzi care câteodată mergi cu barca, e că uite, tu n-ai făcut, da, uite, noi și proiect avem și deja avem un acord sau un proiect realizat cu unii specialiști. Din, adică, iată, așa trebuie să fie locale. Da, ești atât, eu mă uitam ieri, știi cum, pe cei care ai citit matale ieri, cam poți putea să-i trimeți și trafbată, înțelegi? Adică, da, n-a să-i prinească, nici l-a făcut pe de gripal din trânșcă. La Bălți, Pavel Voicu, Marina Tauber, cineva de la... cineva, domnul Grigorișin, actual primar. Da. În Bălți, toată bătălia o să fie, în caz că avem alegeri. Așa. Toată bătălia, astăzi, conform sondajelor care le-am văzut, dar le-am văzut multe, adică cu multe, pe toate, ca să nu greșesc cu strategia. Deci astăzi toată bătălia o să fie între candidatul partidului nostru și Șor. Șor, eu în echipă că luni o să fie printre multe alte surprize, că tot și europenii nu le-au acceptat inițiativa Olesi Stamate? Doamne Stamate, da, privind, să interzic, 30-40 de mii cât să se acolo, adică membri de partid, și le-au spus mai modific ceva. Nu știu dacă... Deci, încă o dată, cele mai decisive pentru viitorul, nu doar alegerilor locale, dar și viitorul Republicii Moldova, ce se va întâmpla în ultimii, pot să spun cu siguranță, un an jumate, adică până la prezidențiale inclusiv, o să fie decis în zilele săptămână apropiată. Am înțeles. Pe scurt, primarii partidului nostru sunt vânați de către PAS. Da, sigur. Și primarii. Da. Și de sate și de orașe. Și cinismul e că, știți cum, dar și PAS-ul. Eu voi spune că și unii de la extraparlamentare, da, nu așa ca PAS-ul, adică prin cancelarea de stat sau prin unii deputați, dar pe mine mă miră când unii mari pro-europeni, mai ales vine la dumneavoastră unul studio, nu vreau să-i dau numele, dar fiecare plămâi la dânsul are câte vreo 4 cubometri de aer, când ies și pune ciorul pe cior, și așa la zbag, are și el acolo un 0,3% partidului, și așa la domn primar, vreau să vă întâlnesc, poate cumva cu noi, și of, Doamne ferește. Primarii partidului nostru au câștigat vreun proiect în cadrul proiectului, pardon, Satul European sau Satul European Express? Sunt unele, adică, dar încă o dată, eu am cerut nota informativă, că sunt, eu mai mult, știți cum pun accent, nu pe Satul European Express și restul și Bălămâțesc Ivani, sunt niște proiecte transfrontaliere, am găsit un specialist foarte bun care îi consultă pe, și îi ajută pe primarii mei să depuie să depui actele pentru aceste proiecte, proiecte europene. Da? Adică aștept nota. Da, eu trebuie să recunosc,
că unii chiar și mi-au scris, chiar tu usat, tu te-ai pornit, erai în două, trei localități fiecare săptămână și te-ai oprit. Da, eu vreau ca cetățenii să înțeleagă că ce s-a întâmplat, mai ales în ultimele două luni, mă refer situația cu gazul, războiul, care m-a consumat fizic, trebuie să prelucrezi sute, sunt prelucrat peste 1000 de acte și trebuie să te uiți și de la Energo.com, și de pe la Spânul din Dulap, și de la Guvern. Important, știți cum? Că este, da, eu cu părere de rău, cum v-am spus, sau cu părere de mine, v-am spus în februarie, dacă nu greșesc, domnul Gonță, merg să construiesc partid, resetarea, organizații primare, în care m-am pornit. Pe urmă când văd că este posibilitatea de a le da peste cap cu prețurile la gaz. Și important că, știți cum, da, am revenit acum 5 luni în urmă, dar în ultimele 2 luni de zile, două victorii, care sigur ne le putem să ne le asumăm. Asta că a scăzut prețul de la 29 de lei la 18 și am văzut cifrele la dușmanii în sondaje, că da, pasul a vând foarte mult, adică da, în două ori mai puțin decât au obținut la parlamentare, dar oricum au peste 20, spre 30 acolo, procente. Adică, dar când văd eu că și nu ieftinit gazul în țară și numeros acolo, nici de opoziție parlamentară, nici de treabă parlamentară și întrebare închisă și deschisă, oameni peste 20% spun usate. Înțelegeți? Și de asta înțeleg eu unele spiritoare care au apărut la oponenți. Deci partidul nostru a câștigat lupta cu gazul, da, am câștigat prima bătălie, că bătălia abia începe, că ieri eu am obținut cel mai important, ca să nu ne ducem la alte subiecte, am obținut totuși de la CSE, de la guvern, un răspuns clar, că noi dacă ne-am adresat, ieftiniți gazul cu data din urmă, așa, așa cum l-ați ridicat cu data din urmă. Eu înțeles că o nimerit în capcană și ne-a dat Andreu să ne răspundă. Andreu spune că, băi, pe noi atunci ne-au obligat CSE-ul, adică n-ar ridicat noi prețurile cu data de urmă. Ne-am adresat iar la ei. Ei ieri mi-au răspuns în scris că nu există o posibilitate de a reduce gazele cu data de urmă. Și aici i-am prins. Asta era capcana mea pentru guvernare. De ce? Că acum când mergem în judecată, că n-am putut după răspunsul Andrei să mergem, ne trebuia ei să ne refuză. Era sigur că să ne refuză. Dar acum mergem în judecată, domnule Gonță. Am înțeles de la avocat că o să fie, cred că, judecătoria Rășcanovcă și guvernarea nimerește sub șah mai tare decât cu gazul prima dată și cu termoelectric. Aș vă explic de ce. Oare e repede ieftinesc gazul la 11-12 lei? Uh-huh. Ar fi de dorit 10. Sau vine usată cu 30, 40, 50 de mii, 100 de mii. Как получится? Cu cetățeni la judecată că noi argumentele, aceleași argumente care au fost folosite inclusiv în judecată, când CSE-ul a ridicat prețurile la gaz cu data de urmă, doar aceleași le folosim, cam o scoborăm preț cu data de urmă. Adică e nimerit într-o capcană juridică și oare ea să iasă cu 3 zile înainte de judecat și a să ieftinească gazul? Dar eu nu caut victorii politici. Pentru mine e important ca omul să uite în chitanță, iar să o ieftinească, înțelegeți? Sau mergem la judecător, cântăm raionă, quartală, îi scoatem și facturile lui de gaz de acasă, căruci, a să avem o toamnă foarte interesantă. Important că am primit. Așa că ni papale. Și gazul o să fie la toamnă mai ieftin. Și tot planul lor de a-l ieftini în locale, care îl ține smit, e expert în Șirșor, îl discutau la toate lui. Noi deja l-am distrus. Haideți să luăm câteva minute de publicitate, vreau după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Dar noi suntem online pe Facebook, corect? Da. E prost publicitatea mea vară. Tak. Pornim cu inținerul. A? Nu, dar e ok. E ok, parcă. 3 minute? Tak, smutești. Так, спину верно спутили ништя мука, между млатилами еще не. Так, смотри, еще кого. Короче, в районе Сулбази пил консилер делу левой стоит для термоэлектрика Русой. Он консилер для директора актуал, который решил дать демиссия. Но трекут, что он черкат Сулбази пи Юрий Разлован. Тот пим парлика, ну все.
Кому не интересат, аштепт. Хай когда кию кума унгицит, он тварщеря луспыну, ну, кредка сва. Унгиты яр ел с нумяску ом ла термоэлектрика. Каиште тец, апропо, каре оплекат, питимпулу плаха ерау ла термоком, ка термоэлектрика динь упорот, ка зентема пауза с нугрузимами. Яра четуну, четуа и ше термокома. А и тата бригада эста лулеу, ку директор техники ерау, ерау колунку водой специалист, и фалиментау сидеу термокома. Кум питимпулу плаха стоя калиферата ла металлу зад, что-то ше, штинь. Адика бригада эста уфос фуарти вестита. Шо лок ла бригада эста спыну очеркат сел бази писта пи разлована эста. Штинь, адика тот дим бригада ка ла плаха, шти кум елы сине. У бригады ера ку ени, алта бригада ера ку разлована эста. Короче, ш не интересан сейчас щебаколок, шти кум все упсан демисия диери. Людат ла мут с вами симпле ам дери, инженери, лом, специалист технич, людат у сперанс пой са скимбашила. Ну, я зробим, да, фарте, ще ме интересанто фост по... Куше? Она спуне Ико Гросо, алта спуне Дорин Речан. Аста кяро фост чудо цело ляк. Да, да ще не есть и... Ще не есть Игорь Гросо, вот са спуне. Прешединтли пас, прешединтли парламент. Ну, аскул. Юцу спуне к... Dacă unele din părțile vatamate care acolo se candidează la primar de Chișinău pe Picros, îi poate să aibă cu jumătate de procent mai mult ca dânsul, arăte cu personal. Chiar. Eu deși mă enervez, știi cum? Că dacă într-adevăr, pentru mine nu era o problemă dacă Grosul ca speaker a Parlamentului putea să aibă și 40 de bodyguards, știi? Că omul e cu legea lustrației. Вот раз у фугу пыла Эрдоган, но, в принципе, плохо дню конторчил. Ну, короче, уму переквал. Да, плой паза, лугросу, шесть предзачур, кыцарь я лакол, он вазут им пресс. Ашай леджа. А? Ашай леджа. Анко даты. Ласа ма тако ашай леджа. Я зау мажоритатя, он не пот модифика леджа. Портим пластай молдовинизму иста, история рынзы молдовинешни. Știi cum, îți duci în sat, să văd neamurile, ca cu Dodon, cu quadrățâlul, când spune el. Dar eu ți-am minte toți așa fășeau, că toți care erau în opoziție, eu când vin... Nu, uite, nu, Gheorghe, dar eu asta nu spunem, deși eu ți-o spune că eu, dacă ați fi nevoie, ați trăiesc și în mașină blindată, așa cum a fost când am pornit războiul cu piețele în Băl și multe alte. Adică eu umblam în mașină blindată și în vestă antiglont, un an de zile, nu pe pricolul, dar că așa era condițiile de securitate. Dar... Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Usat, haideți să vorbim noi despre alegerile prezidențiale, despre locale ne-am clarificat. Da. Bun, ne-am clarificat că nu e nimic clar cu ele. Ba, sunt... Vă promit că dacă o să fie o claritate, ca și cu termoelectrica și cu gazul, eu o să ies și las vă informez să nu aflați de la versiunea lor. Ok. Da. Prezidențiale, clar că vom avea. Da. Deci e la fel de clar că... Doamna Maia Sandu ia al doilea mandat. De acord? Nu. Nu. Și vă explic matematic, nu că... Uitați-vă. Eu vă explic în baza tuturor sondajelor care sunt. Nu-i niciun... Dar i-am spuneți-mi, vă rog, în care ultimele sondaje care le-ați văzut sau cât ați văzut cu dumneare ca candidat la funcție de președinte? Ești de acord, sunt... Nu, spuneți care cifră. Nu, 30-35. Mălădeț. Așa e real. Adică... Ea stă mult mai bine ca pasul, dar stă peste 30%. Pe centru nu va mai lua că nimeni n-a s-o creadă, cum n-a să creadă candidatul de stânga, așa mușa îți va explic de ce, a să aibă aceeași situație. Vă spun eu care e situația azi cu prezidențiale, în cifre. Deci, încă o dată, că am încercat la un colegă de-a dumneavoastră, dar acolo nu mă zvorghești cu păretele. Deci, smătri, astăzi avem candidatul care nu ascunde, apropo, unicul pânșe dintre ceilalți care fac cruguri, care nu ascunde că colaborează și este susținută de europeni și de Occident. Așa e? Adică nu ascunde nici drapelul UE, nici drapelul NATO, mai văd pe la unele evenimente. Doamna Maia Sandu. Așa.
Dumneavoastră aveți o claritate astăzi privind candidatul de partea opusă? Că doamna Sandu, gata, e în colțul drept. În centru e nu iese. Țineți minte. După rezultat o să vă. O claritate pe partea opusă, care o numesc unii de stânga, alții de centru stânga. Dumneavoastră ați văzut o claritate ca pe... Claritate nu, dar prima informație a venit la dumneavoastră la cea emisiune la TV8, la doamna Rață, da, și a spus că... Doamna Vlah, da, doamna Vlah. Să nu umbli Igor Nicolaevici, că 50 la 50, el zice, n-ați candidez, Dudon, eu vă spun. Lui nu îi se va permite să candidez. El poate să vă povestesc și evrei, că ar fi bine un candidat neutru, Mișercaile, să vă spui, că am privit emisiunea, am... Deci, domnule Gonță, să nu fac pe neznaiu cum zic român. El a zis 50 la 50, nu are chiar partii batamat polnă, știi să zic, voi nu candidez nici la prezidențiale, că tot el v-a spus, că el nu candidează la locale, că raioanele și el candideze la prezidențiale. Așa v-a spus dumnealui, înțelegeți? Dar eu vă spun că lui Dodon nu îi spate să candideze. Ca și la mulți alți lideri politici, care se numesc de centru stânga, de asta vă spun eu, pe scurt, dreapta, candidat unic, puternic, da, poate și câțiva părți vătămate dintre cei care se numesc și la Chișinău, candidat la prezidențiale, o să fie doamna Sandu. Din stânga, candidatul Estului și Orientului apropiat va fi doar doamna Vlah. Punct. Tăța ăștia care îmblă, socialiști, PD, cu litera C, fără litera C, ei n-au dreptul să candideze și n-ați candideze. Da, poate ei cumva îți declară că ați candideze, dar pe urmă spui că nu, că noi ne scoatem candidatura pentru un candidat a poporului. Deci, din Irina să încearcă să facă un candidat tipa de centru și... Eu cred că nu se va reuși. Plus, eu am văzut sondajele lor, domnul Gonță, cu prezidențiale. Și haideam cu gazul, cine l-a ieftinit astea, dar în caz că candidatul principal din dreapta, doamna Sandu, candidat pe stânga este Ira Vlah, nu participă în alegeri. Socialiștii, mă refer cu candidatul partidului, nu participă Chicu, nu participă Vazrajdienie, Ceban și așa mai departe. Deci, Vlah fiind unicul candidat pe stânga, se întâmplă o situație interesantă. Doamna Sandu tot rămâne la ei 37, dar Irina Vlah cu Renata Usată, vă spun eu, ca să bat pentru turul 2, că noi suntem astăzi în poziție egală. Încă o dată, conform sondajelor dușmanilor. Cu Renata Usată, dumneavoastră, candidat la alegerile prezidențiale din 2024? Domnule Gonță, eu nu am cum să nu candidez cu așa o, cu așa o echipă și cu așa un crujoc care ei l-au făcut, deoarece cineva merge deschis cu drapelul UE, NATO, America și așa mai departe, acela a să meargă o leacă mai ascunși, tipa stataliști cu Irina Vlah. Republica Moldova astăzi are nevoie de un candidat și cred că și de un președinte, nu doar de un candidat, care astăzi n-a să asculte nici rușă, nici Orientul apropiat, nici acel de mai departe, nici americani. Și o să fac tot în interesul cetățenilor Republicii Moldova. De asta astăzi, eu voi spune că Dodon, care astăzi, dacă nu o făceau pe Vlah candidat unic, dar decizia e luată de mult, pur și simplu Dodon încă nu a aflat toate detaliile, cum el nu știe jumătate de an urmă că Igor Ceaică l-a trimis pe Pașa Boicu candidat la Bălți. Dodon a aflat peste vă două luni de zile, eu murim de râs, înțelegeți? Dar și-am spus-o la dumneavoastră în emisiune că el e desemnat candidat la Bălți. De asta, Dodon astăzi, fiind pe locul 2, mă refer în sondajele reale, da, el a scăzut tare acolo în jur de 15%, dar o luat nacealnișe la tăti partidele astea și partiduțele, că să fie doamna Vlah. Ok, și aici deja devine interesant. Că eu acum, și asta va confirmă orice politolog, sociolog, că votanții lui Dodon, că să-i pui lui chiar și paialnicul din urmă, oricum n-a să meargă tăți să voteze pe Irina Vlah. Deci este imposibil în politică ca un lider politic spui, voi mergeți tăți că eu nu candidez, votați-l pe dânsul, ori pe dânsul, și tăți a să ducă. Nu există așa ceva în politică. Nu contează, dreapta ori stânga. Noi în 32 de ani de independență mereu ne-am obișnuit că trebuie să ne culcăm sub cineva. Da. Noi tot timpul ne-am obișnuit că fără granturi și fără bani dintr-o parte sau din alta, mai ales din vest, că iese nu prea de bani, noi nu supraviețuim. Dacă suntem ok cu rușii, noi aveam pe timpul gaz și aveam piața de desfacere pentru agricultori. Stop! Aici trebuie să precizăm.
Da, noi aveam gaz nu la prețuri de aberații care acum, dar vreau să aduc aminte că dacă vorbim cu cifre și le ridicăm pe toate, pur și simplu oamenii nu atrageau atenție nici la firmele lui Dodon care vindeau gaz la firme private pe atunci. La noi gazul oricum era mai scump. Dodon era președinte 2016-2020, dar gazul era mai scump în Ucraina, care e în conflict cu Rusia. Încă nu era război deschis, oribil, care este acum, la vecinii noștri. Da, din 2016-2020, gata, demira, DNR, DCR. Ucraina și România avea gaz mai ieftin ca Republica Moldova, dar noi avem prorosiski prezident. Știți cum? Încă o dată, oamenii deja s-au trezit. Aduceți-vă aminte, Dodon, 50 de întâlniri cu Putin, ni la Moscova, ni îți face dosar penal în prezidențiale, cu sate nepaslușne, să las clădău nepaslușne. Și la tăți secțiile de vot în Federația Rusă, fără 50 de întâlniri cu Putin, au câștigat usate. Înțelegeți? Vă dați seama ce șoc era pentru Dodon și naționalii lui. De asta nu mai merge chiar așa, domnule Gonța. Ce drapel o să luați dumneavoastră la prezidenție? Domnule Gonța, eu din 2014 am mers, merg și o să merg toată viața mea doar cu drapelul Republicii Moldova. Da? Astăzi, din cauza războiului oribil care iese la vecinii noștri în Ucraina, astăzi chiar cei mai mari aliați care i-avea Putin, gen Erdogan, Orban, da, cumva, chiar având și unele contacte cu Federația Rusă și chiar și o colaborare economică, da, în diferite domenii, cumva tot țările care ele conduc, dacă vedeți, votează unanim la ONU contra Federația Rusă, susțin Ucraina, pur și simplu, da, sunt axacal politic, cum este Erdogan, cum urmăresc eu, cum și face el, da? Adică, deci, la ucraineni, leac de Bayraktar urcă două, hop, numai că hub-ul cel mai mare e în Turcia. Toți rușii pot zbura doar prin Turcia astăzi. Adică, eu, pentru mine este important, domnule Gonță, că nu trebuie să fii pro-rus, pro-european, ca primul cu ce voi merge eu în prezidențiale, da? Ce într-adevăr are drept președintele să o facă. Președintele trebuie să fie un diplomat care atrage proiecte în țară. Fără poate multe fotosesii. Că doamna Sandu se întrece ca și cum cu Dodon la numărul de state care le-a vizitat. Dodon, pe timpuri, se întrece cu metropolitul Vladimir câte icoane mai multe. Care mai multe icoane pup și care biserici vizitează. Înțelegeți? Astăzi oamenii au nevoie de rezultat. Și prima inițiativă care eu voi merge, eu trebuie în fiecare sat să ajung și explic că doar prin resetarea statului și adoptarea unei Constituții noi, dar asta are drept să o facă președintele, referendum consultativ. Înțelegeți? La acest referendum consultativ vor ridica întrebări și cu toate ONG-urile astea pe care i-ar trimite la prășit pe 90% din trânși. Înțelegeți? Care deja astăzi numesc retrag din funcții oameni la SIS, propun alții, ONG-uri, domnul Gonță. Eu mă uit câteodată și nu cred, adică zic, ei, precis, cum, adică, domnule Gonță, deci... Ambasadele o supere pe așa inițiative. Domnule Gonță, pe mine poate fi supărate toate ambasadele de pe globul pământesc, numai cele care sunt în Moldova. Pentru mine este important să fiu lider național și tot ce fac eu să fie apreciat de cetățenii Republicii Moldova. Ca cei care au părăsit țara să poată să întoarcă. Măcar parțial să începem a întoarce acasă. Adică nu se întoarce, le creăm condiții. Apropo, eu azi am citit o știre care sună în felul următor. Aproape 1000 de locuri au rămas disponibile pentru înscrierea copiilor în clasa 1 în municipiul Chișinău, după încheierea celor două etape de înscriere. Eu am vorbit cu domnul Ioniță când... Știu. Eu mi-aduc aminte ani când pe mine mă sunau rude și mă rugau să pun un cuvânt pentru ei ca ei cumva să fie înscriși. Adică acum rămân locuri libere. Noi ați vorbit și dumneavoastră de sute de mii de oameni care pleacă și în ultimii doi ani. Inclusiv, nu dăm vina pe pas, dăm vina pe război. De frica războiului, oamenii pleacă. Lasă cu război, ascult. Ucraina e în război și are prețuri mai mici. Lasă cu război. Deci noi asistăm la o depopulare a țării. Faptul că dumneavoastră aveți ambiții prezidențiale și aveți planuri... Dar nu sunt ambiții, domn prezidențiale. Poporul va decide care funcție voi deține. Eu, credeți-mă, când până la prezidențiale, vă anunț eu, că o să am și o funcție foarte micuță. Dar pentru mine e important nu funcția cum se numește. O să ies... Atunci încercăm mai... altfel. Da. Eu am citit două sondaje de opinie recent, interne, ale unor oponenți politici de dumneavoastră. Așa. Partidul nostru, pe care noi, el dumneavoastră, în
În luna mai... Partidul nostru. Corect spui, partidul nostru e partidul fiecărui cetățean. Și care ia dumneavoastră? Ești malădeț, Turgonță. Mai nu și idem ca grosul la golea, știi, cu... În luna mai... În luna mai, partidul nostru avea vreo 4%. Așa. Ultimele sondaje arată vreo 7-10%. Așa, plus. Da. Așa. Am auzit de cifrele. Da. Jumeastă vreți să vă implicați în campania prezidențială cu 7-10%? Nu, încă o dată. Domnule Gonță, eu tot timpul cifrele le numesc reale. Da, eu vă confirm că între 7-10%, mai multe companii le-au făcut, arată votul partidului nostru. Așa. Tot eu vă recunosc public, domnule Gonță. Astăzi, că alții nu fac. Că Renato Usatăi, dacă participau și alții, vă spun cifrele. Sandu, așa oricum e în jur de 35%, între 34-38%. Sandu, Dodon de la 24 a scăzut într-o variantă 15, alta 18, care erau tot în mai. Renato Usatăi de la 4, nu partidul, Usatăi ca candidat la prezidențiale, a crescut la 8,2%, dar și Irina Vlah, ca să înțelegeți, ea având 3% în sondaj alături de alți lideri de partide, dumneai, ca să înțelegeți, în caz că e candidat unic, deci Vlah astăzi e peste 20%. Adică în caz încă o dată. De asta Usatăi, dacă participa tot el sovietul, astăzi, eu real, cifra la astăzi, la moment, este de peste 8%, domnul Gonță, eu și vă spun că am 30, 4, ori chiar 20, ori 15. Eu când veneam la dumneavoastră în televiziune, în 2020, vă spuneam, când tăți îl puneau pe Năstas, pe locul 3, că mai nu intră în turul 2, și tăți sondajele el desenat. Dumneavoastră m-ați întrebat, dumneavoastră ce aveți? Domnul Gonță, la moment, am în jur de 15%, adică eu nu găsesc că vă spuneam, că am 25%. Dar și interesant se întâmplă. Că redistribuirea voturilor din cauza candidat Vlah unic de stânga, o parte de voturile de-a lui Dodon și nu doar, îi trimite. De asta și vă spun, că eu când am văzut că, încă o dată, vorbesc cu cifre, nu cu ietulie, cu ouăle de la Babor, de la Curcan. Deci este astăzi, încă o dată, 34-37 Sandu, Usatăi Vlah, între 18 și 22. Adică, încă o dată, deși oponenții măsoară așa ecuații, că vă dați seama că, da, doamna Vlah nu a ieșit public, nu a recunoscut, adică pare fer că va candida și mai departe. Pentru mine e important altceva. Să nu mai fie oamenii tumăniți nici cu un fel de drapele. Stați că eu m-am tumănit. În sondaj, partidul nostru are 7-10. Între 7 și 10, da. Dar Renato Usatăi? Pentru prezidențiale? Dacă participă separat, Usatăi are 8,2, 8,4 și ceva de genul. Irina Vlah 20. Nu, Irina Vlah 3. În cazul că participă, Chicu, Ceban, Dodon, și așa mai departe. Adică v-am zis, cu tot Selsovietul la pachet. Dacă nu participă Selsovietul de centru stânga, se începe a redistribui, că vă spun încă o dată. Doamna Vlah, Nicătân, că eu am început să învețe română, și mai departe. Credeți-mă nici la Dodon în Sadova. Chiar el să ia, spui, și eu gata, m-am păcat, mergem cu Vlah. Sadova n-a zvăteze pentru Irina Vlah, adică cum n-ar vota votanții mei, că imaginați-vă cineva încearcă să mă baje pe mine, sunt votan cu Usatăi, nu participa, că Doamne ferește, să facem. Și că, nu știu, l-am pușcat pe Usatăi, a murit Usatăi. Asta și înseamnă cu 8% a să duc unii a scriu eu în zavișanie, domnul Gonță, nu e real. Da, dacă eu... Doar, cum să măsoară? Fix așa, dacă nu participă candidatul pentru care sunteți prezidenți, cui îi dați voturile? Și mai departe merge. Cum merge distribuirea? Nu e chestia interesantă. Și dacă... Asta, apropo, este și răspunsul. Știți la ce? De ce? Companiile mari, care într-adevăr fac sondaje, chiar ați văzut că iese de obicei odată în 3 luni. Adică, nu vreau să le dau denumirea, încă o dată, nu așa sociologi, demografi, rodomuri, care astea, mă refer companiile mari, nu a ieșit nici una, nici alta cu sondajul acum. S-a uitat acolo și e problema că adică unii nu le comandă, cineva o scăzut, alții cu crescut usat, că vă dați seama, ei am zis și vreți să arăte. Că 25 ori 27% spun că din cauza lui Usatăi s-a ieftinit gazul cu 11 lei. Voi vreți asta să arăte? Aduceți-vă aminte cu ce
приветствуешь всего, домнул Речан, я его анонсат демиссия директорului, адика очару демиссия директорului термоэлектрика. Когда от партии спорили, войну, требок, как бы, был вообще миру пиусатый. А пропо, так и есть адеварат сеща музыка, Речан, войну, птем прости вами, вы сентез не бунь, гроссу встречал от левзор, спуня кусатый. Ажунчу. Да, ашака. Унии лидер политический, care vin pe la noi prin studio, spun că și Ion Ceban are ambiții foarte mari pentru președinție. Dacă acesta câștigă localele... Domnule Gonță, tot acele persoane care nu i-au permis domnului Ceban să se expui pe cazul și incidentul care a avut loc la termoelectrică și el ca primar a Chișinăului, unde a avut loc, unde se află termoelectrică, unii coloniță, Tocatină, sunt votanții domnului Ceban. Când fiecare, toți, nu contează, chiar cei din opoziție cu care eram în conflict. Bătrânci a mers la procuratură. Domnul Slusar a ieșit public și a zis că nu bateți capul. Că... Ceban, primarul capitalii, o tăcut. Și nu de atât n-avea și spui. Că acolo unii lui îți permite, tac, luptă cu pălăcile lui Lilianca Arp. Tac, Vania, luptă cu nu știu care situație legată de cancelarea de stat și mai departe. Ion Ceban luptă doar acolo unde lui se permite. Și dacă eu vă spun că lui Vania să-i spui sideți, așa cum lui Dodon și la restul, poate și bă sideți. Și așa că ambiții mai au și alte partii de centru stânga, înțelegeți? De asta încă o dată. În cazul ăsta că ei au tăți stăpâni, dar eu să mărc papahate, cum zic rușii, da, să vedeți ce o să fie. Și dacă ajungeți președinte, și dumneavoastră primul lucru care îl faceți, reformați justiția, da? Nu. Eu am spus că eu voi anunța referendum. Și președintele real are drept. Președintele are drept să inițieze un referendum consultativ. Prima și trebuie să facem, noi trebuie să lichidăm statul Republica Moldova, cam uși mulți. Nu, știu că îi spare, dar eu vorbesc sincer, domnul Coț. Și înregistrăm alt stat, ca oamenii simpli să ne înțeleagă că când îi aveți o firmă privată și este distrusă prin atacul raiderilor, sunt furați bani, este distrusă compania, sunt furate activele. Ce să faci? Firma se lichidează și se creează alta. Fix așa, majoritatea statelor civilizate de pe globul pământesc, mulți s-au schimbat Constituția de 45 ori. A noastră, după ce a dispărut Uniunea Sovietică, prin referendum național, noi n-am trecut nici Constituția, nici independența. Suntem unica din foste republici sovietice. Unii au făcut și una și alta. Alții au trecut doar independența, alții doar Constituția. La noi s-au copiat 90% din România și ura tovarășii. Nu. Noi avem nevoie de o Constituție, că să nu mai aud și dumneavoastră să n-auziți în studio. Domnule Gonță, înțelegeți, legea cu transfugii, mandatul imperativ e foarte bună, dar trebuie majoritate constituțională. Legea lustrației, să putem confisca averea, domnul Gonță, nu avem majoritate constituțională. Asta este cotleta policienilor care spun, băi, nu avem majoritate. Dar aici atât vorbesc de constituțională. Eu deja am vorbit cu mai mulți experți, vreau să le mulțumesc apropo la toți, o să-i prezint când o să vii momentul, fost judecători la Curtea Constituțională, fost experți, juriști care au lucrat în funcție, în Curtea Constituțională, au activat. Deci au acceptat mai mult ca după 15 august, iarăși dependenți cu locale. Eu tot și merg pe varianta China, să le fac astea mâine, creăm grupul de lucru, deci îl prezint și el deja să muncim amus. Nu vă spun eu că ne să întrebească un an pentru elaborarea măcar draftului la Constituție nouă. Deci elaborăm draftul, îl facem public ca să poată participa oricare cetățean sau oricare specialist în domeniul justiției. De asta, domnule Gonță, eu îți promit și sigur voi realiza. Pe mine mă bucură astăzi că mult bespredel juridic care l-a făcut pasul o să fie în favoarea viitorului președinte. Înțelegeți, da? Că ei au trecut SIS-ul în subordonare. Eu SIS-ul, tot credeți-mă, legal, mult mai curat și mai frumos cum ei astăzi luptă cu corupția asta în țară, SIS-ul și multe altele trebuie lichidat. Eu v-am spus, da, eu cred în visurile mele, da, am crescut pe Văsoțchi, eu n-am crescut pe Pokémon ca Igor Grosu, de atât aș nu vorbesc prostii ca dânsul, înțelegeți? El a crescut pe Sony PlayStation când îi dădeau voie, înțelegeți? Dar eu am crescut cu Văsoțchi, cu Muslim Magomaev, Emil Cioran, înțelegeți? Pentru mine astăzi este important ca să fac treabă.
Și credeți-mă că și unii zâmbeau despre Mossadul moldovenesc. Dar, apropo, o demonstrare clară, că m-au votat 60% în Israel din moldoveni, la toate secțiile de vot, la prezidențiale. Și când am început, cumva, să zic, dar cum 60%, că n-am fost, n-am... Și răspunsul știți care a fost? Ei au așa de o încredere de mare în serviciile, în statul Israel, în care ei acum sunt la muncă, că ei auzând un polițian care a propus același sistem de securitate în Republica Moldova, asta a fost motivul că la toate secțiile de vot am luat peste 50-60%. Înseamnă că asta trebuie de făcut. Cu moldovenii cred că ei acolo trebuie să știu mai bine ca toți vângiștii ăștia noștri care îmblă și mă uit și vorbesc, mă uit și scriu. Doamne ferești, domnul Gonță. Eu nici Ucesco-i nu i-ar pune, dar ești reformator în justiție. Și bombări și reforme ne așteaptă în timpul apropiat, înțeleg, vorbim după pauză de publicitate. Just. Publicitate, doamnelor și domnilor. Da. Asta e partea mai mare un pic. Justiție, termoelectrică. Băi, dar eu cât am și vorbești. Eu din șpărgălțile care ne-am făcut, nu mai vorbesc de document, eu... Tak, noi și am vorbit. Tak, despre reducere la prețul gaze naturale am vorbit. Despre termoelectrică așa v-am zis. De aeroport n-am vorbit nimic. Acum ne-a dominat, spune, căruci, noi din și ne-am pregătit eu vă șapte puncte, apă am discutat numai unul. Dar drept tu mai luat cu câteva care nu le-am... Adică care nu ne le-am pregătit, că știu. Domnul Gonț, pe noi ne privesc oameni, dumneavoastră chiar vreți să stășeți așa cum... Tac, 90% de avem știri. Parlament... Mă, citeam știrile de aici. Cum? Citeam știrile de aici. Și ce știri ai văzut? Cum ne-a prins? Doar câteva știri. Da. Și alte canale Telegram. Da. Tu înțelegi, știi care e cea mai mare problemă cu Telegramele omului? Că, apropo, majoritatea telegramelor, în cazuri de astea, ca acum cu prezidențiale, îți spun așa să dă, cu sata scandeză. N-ați dă nică unii de vlah, alții de... Deși jumătate telegramă la unii, jumătate la alții. Și eu, dându-i pe centru, știi cum am ușat așa care s-a lu canale, lu Pașa, Voicu, Moscova, Oleac de Socialiști, Șor. Băi, dacă vor numai de spânul și de pas dădem, dar așa zici că și noi suntem pedărași, nu numai astea, știi? Dar am pauză de publicitate. Dar oricum în spate. Domnule Gonț, eu când vă aud dumneavoastră cu susțineți... Nu ați esmat. Dumneavoastră susțineți mimarea democrației, cum s-ar spune. Știi cum, ăta ne... Ăta nicuda ne gădiță. Hai cu justiția, Oleg, că cazul a fost niște scandaluri, știu cum țele. Eu care propun, ți-am zis un cuvânt și nu astea stai cum orice pe Telegram, și? Spune-te, rog, ia că acum suntem în pauză. Nu, pe bune. Deci... astăzi este la noi Republica Moldova, este cu conducerea actuală, încă o dată spre acest. Este stat democratic sau stat autoritar? Democratic. De ce consider că e democratic? Pentru că într-un stat autoritar nu poți să critici guvernarea pe la televiziune și în presă și pe stradă. Mădre, greșit. Dacă era democrație, ei nu ne conduceau azi. Și nu contează, că își dădeau demisia, că le strează sovestea, ei plecau. Dar știi de ce? Să explic. Că... dar dacă spun în rusă, nu ce per? Nu. Mădre, при демократии, пидорасы имеют возможность отстаивать свои права. Ну, это один литературы. Да, при авторитаризме они имеют возможность править. А принц вернул? Да, да. Пиздак, а ешь-то, пи-пи-пи.
Într-un stat democratic, e permanent să ocupă cu lupta pentru drepturile lor, corect? Mm. A? Da. Așa. Dar într-un stat autoritar, ei conduc. Și ne-ai prins. Ужасно! Как ужасно, а? Пентру YouTube резать эти... Не надо ничего. Отрежьте мне отдельно села, села не под сути, еще фасе дедушка. Специально для вас? А? Специально для вас? А что делаем с YouTube? А? Я на YouTube это не могу оставлять. А на YouTube это и не будет. Это сейчас только на Facebook. А, ну это сам. А инсталляция идея? А инсталляция идея. К ей, так как бы, еще не сын, но и штем. Ну, мой давай. Попору, понимаешь? К ей, так как бы, и Саше. А певе он континуаре с улупти пентру дрептур лилор, понимаешь? Да так и пино не кондук, а содержаю авторитаризм, понимаешь? Ну, и начнем ктива секунд. Начал мой интересанту, еще кем еще. 10 секунд. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Despre justiție v-am întrebat înainte de publicitate. Eu vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați citit astăzi pingpongurile dintre doamna Veronica Dragalino, Lesia Stamate, anumite ONG-uri. Este vorba despre modificări ale legislației naționale. Se pare că luni a trebuit să modifice. Unii spun că se vrea acordarea multor împuterniciri pentru Centrul Național Anticorupție și slăbirea Procuraturii Anticorupție. Doamna Veronica Dragalino este de acord, doamna Lesia Stamate spune că ONG-urile nu pricep nicio boabă, nimic. Bun, și prin întrebarea cum am adresat eu, mare treabă nu pricep, dar poate v-ați documentat, v-ați subiectul ăsta. Domnule Gonța, eu propun că aceasta am văzut că s-o comentat-o și de ONG-uri și o leacă de policieni pe comentarii am văzut. Eu propun să vă spun altceva. Ce bombă, și nu bombă, dar ce pată neagră, da? A să fie încă una. Eu cred că în domeniul justiției o să fie cea mai mare, care ne așteaptă Republica Moldova în timpul foarte apropiat. Haideți să facem un exercițiu. Eu vă dau trei propoziții care le-am scos din document, da? Și dumneavoastră încercați să vă dați seama despre ce ar fi vorba. Deci uitați-vă, punctul numărul 1. Măsura de înlocuire a fost abuzivă. Punctul 2. Trebuie repus în funcție. Partea de amorală, financiară și cât a va costa Republica Moldova, asta o lăsăm la o parte. Deci, nimic idei? Ba da. Care? Procuratura Generală. Bravo. Ca să vede cum a tali ușă degeaba la televizor în cooperație cu alți colegi. Deci, eu eram unul prin cei care a ieșit și am spus ce și este adevărat. Când îl legau pe stanoglă cu Platon, cu astea. La momentul actual există decizia CEDO. Opa. Și ceea ce v-am citit eu acum este așa un lucru foarte proaspăr din Bruxelles și din decizia CEDO, care deja este, încă o dată repet, punctele principale două. Măsura de înlocuire a fost abuzivă și el trebuie să fie repus în funcție. Spuneți, vă rog, într-un stat care pretinde să fie stat membru UE, vorbim despre reforme europene, dimineața spun sărat la televizor. Facem ONG-uri. Ce ar trebui să întâmple după așa o decizie? Vreau să o felicit, apropo, pe domnul Stoiognoglu. Despre decizia asta, eu cred că la moment nu cunoaște. Nu cred, sunt sigur că nu cunoaște nici un cetățean al Republicii Moldova. Cu excepție, la unii consultanți străini, care deja au pregătit și o mizerie. Mizerie? Da. Într-un stat european, hai că nu e vorba, care pretinde să fie european. Trebuie să stoi în oglă, dacă vine săptămâna viitoare decizie CEDO,
omul, dacă e scris, fire pus în funcție, nu poate fi interpretat altfel, corect? De acord. Așa. Cedo, nu poți să iasă Igor Grosu, spui că e un turn de la Kremlin, noi știm că și ei cu termoelectricul, așa. Ce face? Fac la moment unii specialiști care au pregătit o instrucțiune pentru cei de la putere și au mai urât lucru că ei deja l-au acceptat, că până o să fie publicată această decizie CEDO, astăzi noi doar avem un procuror general interimar. A fost Robo în ani de zile, nu puteau să fie mai mult interimat, acum e domnul Munteanu. Deci ei urgent vor să facă o șmecherie, să numească, să aleagă, deși vă spun să numească, să aleagă, că ei poate să inventeze orice, un procuror general permanent, că când iese decizia, ce duși le-au rămas zile, poate săptămâni, dar totuși cred că zile. De asta vă spun că eu când m-am spus la început emisiunii, că noi intrăm, nu numai locale, să mă, deci vă spun, acum intrăm o perioadă destul de, nu tensionată, dar foarte importantă, v-am spus, pentru următorii ani, pentru Republica Moldova. Deci, eu pot să am doar o sugestie pentru doamna președinte, toată echipa PASTE, načalnici, consultanți care au. Nu faceți această mizerie, învățați-vă, vă rog, să pierdeți, când pierdeți, că dacă era Tverskoi Sud de la Moscova, știm reacția lor și intonațiile deja. Este decizia ce? Ați comis un abuz. Dacă, dar știți, vorbim de Stanogla, ei de trei ori închis-o, i-a dat drumul lui Marina Tauber. Restul care îi zbăteau cu pumnul închept, de mulți liber și mai departe. Încă o dată, domnul Gonță, deci, ceea ce se pregătește, și anume operațiunea procuror general, nu Stanogla, că credeți-vă că s-a muncit foarte mult ca decizia asta să mai interzăie pe drum, să mai oprească pe noapte, pe uneva, așa mai departe, înțeles? Despre care, eu când m-am întrebat în pauză, avem stat democratic sau autoritar? Plahotniuc? Făce despre el, făce gop-stop. Bandite, ești până aici. Так, ну, врей, ла пушкари, ну, ла чемитер. То есть, че, че фак ей акума? Аста, шти, кум... Да ну, ну, не вини нишон кувен бун ин кап, валас, се да за причери думне мастер. Я ну пот акцепта аша чела. Dacă este adevărat ceea ce spuneți. Domnule Gonț, stop. Am oprit favorul. Nu, eu trebuie să o fac eu corect, nu? Încă o dată, dar eu vă spun încă o dată. Eu nu v-am spus că eu cred că o să fie. Eu v-am dat două puncte. Decizia mea e cu astea. Pur și simplu, eu trebuie să-mi protejez și eu, lumea, le mulțumesc. Și eu trebuie să fiu atent cum pun întrebare. Corect. Să admitem că este corect extrasul din document. Să admitem că CEDO a spus clar, băieți, repuneți-l în funcție pe om. Da. Să spunem că există o operațiune. Da, da, dacă îi spun eu numai să-l locuia, să-l repui în funcție. Dar și măsurile de înlocuire au fost abuzive. Căruci, la dânsă e polnă izolat. Știi ce înseamnă? Când una se duce la discotec, o uitat contraceptivele acasă și pe urmă nu știi de la cine copil din sat. Așa și la dânsă, la dânsă azi e durdom. Niște băieți foarte serioși despre care ați vorbit după emisiune, îmi scriu ce aș spune usată despre Sonia Lucrui corect, a fost declarată decizia respectivă abuzivă. Eu nu știu, băieți, serios, vă scriu dumneavoastră, astea, dar despre repus în funcție, sau doar abuzit? Nu, ei confirmă ceea ce spun, el confirmă. Stoianoglu mai devreme sau mai târziu, cu alte cuvinte, chiar dacă va avea loc o operațiune de numire, nu știu a cui, în funcție de procuror general, oricum va ajunge procuror general, dar mai devreme sau mai târziu, așa? Încă o dată, dar, da, dar credibilitatea, da, sunt sigur de acest lucru, dar credibilitatea guvernării față chiar de electoratul lor, nu mai vorbim de electoratul de opoziție, că cei care erau în opoziție reală, drept că cam nu presând, din start au spus că e un abuz, înțelegeți? Domnul Satăi, în Stoianoglu i-a ieșit pe ochi faptul că se întâlnea cu Platon, să vorbească despre miliarde. Corect. Asta e prima și doi, că el
Unele dosare penale care plăcuniuc doar strategia era unii. Unii, între real face el, el băga pe cineva. Adică, stai în oglă fiind poate un om nu așa de șmecher și iute, știți că alte, dar și ce ori, nu, nu, aici dacă nu a făcut, nu, dar mai departe unii au făcut, îi de da. Și pac, 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 și-au fost deja dumneavoastră, ați văzut. Și e ca așa, Platon, și azi vine o știre de la Moscova. Platon a fost condamnat la Moscova în lipsă, la 20 de ani de pușcării. Decizia a fost luată de așa. Platon a fost recunoscut învinovat în dosarul spălătoria rusească, sau Landromat, când din Federația Rusă au fost scoase ilegal 126 de miliarde de rubli. Așa. Tare mult presa a dat. Foarte. Mai ales, nu ca mine, dar asta care e liberă și corectă. Da. Toți au dat dreptate că justiția la Moscova este justiție. Numai că la Platon a fost un judecător ca la Șilans care a participat, da? Pe mine tot m-au băgat în dosarul ăsta cu Plahotniuc și Platon în alegerile prezidențiale. Da. Numai că ne-au băgat suma vreo 17 miliarde. De euro, după cursul de atunci, am calculat. Și la mine, pe exemplu, e populeacă altă situație. Știți cum m-a băgat? Nu poate să meargă. Eu am dat la tot corpul diplomat, la Tesla am dat. Că, vă dați seama, în cazul meu a făcut, o scris denumirea contului care eu ar avea în Germania, Austria, Bank of New York. Eu la Tesla am zis, dacă este un dolar. Ori dacă am avut vă dat cont acolului, eu, rudele mele, prieteni din copilărie. Zic, luați tăt, arestați-mă pe ăsta. Da, dacă acolo e... Ca și arestul care am încercat să mă bage. La mine a fost puțin altă situație, că frica și unor persoane, că eu cândva mă întoarce în Moscova, de oricum să mă întorc. Vreau eu ori, nu? Acum nu este cel mai important obiectiv pentru mine. Că, spre exemplu, Crivoruțcu, judecătorul care mi-a dat mie arest pe acest dosar, era același judecător care l-a condamnat pe Magnitsky, Hodorkovsky, i-a dat arestul lui Navalny, adică nici i-a dat un judecător la arest, că toți gândeau, cumva să-i dăm lui Usatăi în absență, ca el niciodată să nu poți vin înapoi, ca ăsta să ne găsească și la pensie și să ne iei desertul la zi de bătrâni. Și corect gândesc. Și ei, adică au mers atât de repede cu mine atunci, adică vă dați seama, că în acest Crivoruțcu, judecătorul rus, au avut 600 de procese penale în istoria lui. E cel mai... Copchii știu familia asta, Crivoruțcu, care se uită, privesc emisiunea, poate să-l caut pe Google, au avut ori 400, ori 600 de procese, e ni одного оправдательного приговора. Să închipă. Ni одного! Zăbși! Короче, este... Ce să comentez? Eu altceva pot să vă spun. Платон, cum credeți, deși Plahotniuc, nu a făcut nimic pe dosarul Landromat. În afară așa, cum a făcut, a fost scandal pe aici, o leac de scuze, toți. De atâta că Dolea a primit toată brigada lui, din acealnici, funcții cu primele persoane în stat și așa mai departe, înțelegeți? Adică, ia că care e întrebare. Noi ruși își fac, știți cum, la ruși, azi poate să dispară și 30 de trilioane. În Republica Moldova, când eu în 2014 spuneam, CNA-ul trebuie lichidat, că e simbolul corupției Republicii Moldova. Tăți ești cu Usatăi, tu cumva vrei să protejezi spălarea banilor sau astea, dacă întreșeau miliardele prin Republica Moldova tranzit, și dar eu când transferam în Moldova, făceam o tranzacție de peste 500 de lei, apsunau de la bancă, că s-au prins roșu, dar ce treșeau sute de milioane în fiecare zi. Da, dacă o pus o leac de jivașcă, Plahotniuc și oamenii lui pe să nu se aprinde bec și al roșu, ia ca și trebuie investigat. Înțelegi? Platon-i cu viața lui, cu istoriile lui, el flămurească. Subiectul termoelectrică, păcura, a fost demis șeful interimar, subiectul este epuizat? Nu. 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 Domnul Gunță, e de montartat. Știți cum? Eu am ieșit și am arătat un video. Cum un tractor îngroap păcură. Așa. Nina Crețu, Ninuța și de acasă, nu și putea plânge, serios. Eu cu ecologie, cu plânge. Eu prind un pește și eu numai mă duc să trag o țigară, îți vorbesc la telefon, când vine set că nu e niciun pește. Nina Crețu a dat drum. Scoi, dar azi mănânci de seară hot dog, înseamnă. Adică, și e când e științele naturale, ecologie, asta e viața ei, eu apreciez
Шихобер, лишь пасионе, лишь шискумаста и гробцы. Да. К ноне вы там, к яраши, миллиан, вообще, как эти вазели на эти диапубликации, какой да вот снущий бы, к вине конфирмаря, он, сказал, ну, ребят, что к нам афлатка, мой сын, что алти гробь, дичи вас пункт нас мого преск. И он узнал диакорд к домну репрезентант, сау кондукатора комиссии, la comisia parlamentară a fost șeful inspecției ecologice, care l-a întrebat, zic, dar mai sunt pe și alte groi? Nu, noi cercetăm doar așa unde avem probe, unde au dat video usate. Подождите, eu vă spun că mai sunt gropi de astea. Deja au înțeles toată țara, deși nimic până mână nu-ți cunoștea. Ei îngropau tonii de păcură și pe lângă faptul că o îngropau, încă aduceau un strat de pământ, cum se spun, plodorodna zemlea, adică 40 de centimetri, că când s-a dus prima dată ecologie, au zis că este iarbă, flori, nu se vede că, că nu mai crește nimic acolo dacă nu puneau pământ proaspăt deasupra. Trebuie să fie investigat. De ce a fost îngropată această păcură? De ce? Întrebarea e, de ce se îngropi păcură? Să spui organele. Eu am auzit prea multe versiuni de la lucrători termoelectrici, ca și vă spun, dacă eram sigur pe vă una dintre însele, dar sigur nu a fost avarie. Cum încercați să știți de ce? Pe video se vede. Când e o avarie, a plesnit cisterna, a plesnit vreo țavă. Dacă vă uitați atent, împrejur nu este niciun părâu cât de micuț. Adică se vede groapă proaspăt, săpată, cu iarb, domnul Gonț. Trebuie să facă. Eu altceva am stabilit. Andrei Andreevici Pânu, ia s tăboi. Am început eu mai departe cu termoelectrica. Că am început eu din februarie, că nu-i firmei. Majoritatea presiei a confirmat, chiar și de-a lor, că persoana într-o legătură strânsă cu Spânul, fratele lui, știi, care lui Spânul i-a dat casă, de, adică nu i-a dat, i-a împrumutat casa și Spânul a rămas dator pe 7.000 de euro, o duse la acolo vreo 20.000 tone. Când am început eu să mă uit și pe alte companii, domnule Gonță, șută nu nișe un lucru. Până am dat încă peste o altă companie din Republica Moldova, foarte cunoscut, și m-a uitat la toate livrările și cantitățile lor. Și iarăși, una la mine nu se lega. Păcura vine de la diferiți furnizori, da? Dar șota e tătă vine cu miros din Bulgaria, așa, prima, și doi, și nu ne se lega. Când toate rapoartele tehnice, era scris, păcura nu arde, M100 trebuie să fie, asta era M40, în majoritate, este distrus astăzi tot utilajul la termoelectrică. Da, că e luptă cu Federația Rusă, că rău, nu știu cine a făcut. Domn Gonță, eu sunt obiectiv. Că rușă de jină trebuie bocaniț, dar când tăți vopsește în Federația Rusă, tot nu-i pădeot, înțelegeți? Am rapoarte la ingineri, directori tehnici, un șef secției combustibile cu familia Spânu, m-a spărit poate frasul, care îi scrie lui Leu, directorul. La noi avem probleme începând cu descărcarea păcurii. Chiar are diferite greutate. Asta de 100, 40, deci să nu băgăm oameni. Și când văd eu că deja și compania Rompetrolul, Rompetrolul Moldova, știi, eu vândut păcuri, avem așa o companie. Și ce ne-a părut interesant că această companie vindea statului păcură și câștiga, deci păcura era de vreo 800 de euro, peste 800 de euro tonă, dar ei câștigau, aveau marjă de câștig, domnul Gonță, 5 euro la tonă. Zic, stăiați. Adică 10%. Asta sunt 800 de euro. 1%. Asta sunt 80 de euro. Și cum asta? Oamenii lucrau și făceau binefacere? Pe urmă că au văzut că voi stăi că arătăm șota prestraniu cel puțin. Și au ridicat marja de la 5 dolari, dolari vreau, la vreo 10. Și când i-am prins eu șota pe mai mulți druzi de al lui Andrei Andreevici Spânu, și domnule Spânu, noi la subiectul ăsta să ne întoarcem, și n-ar face voi, deși în Bulgaria se schimbau nu doar invoice-urile cu preț, că e cam așa cum mulți ani era business banditez cu medicamentele, știi? Când legea permite doar 15% scumpirea lor, dar îți spun că eu până am intrat în Republica Moldova. Așa s-a făcut cu păcura și de mai mulți. Așa că, domnule Spânu, vreau să te informez că azi noapte de-am înșit șor așa eu spre Mangalia, Bulgaria, partea și ei, pe unii s-au făcut certificate, invoice-uri
Și să-i găsesc, eu puteți vă măsunați, să plângeți, să trimiteți bani. Eu oricum puteți să-i găsesc, așa cum am găsit Crolul și Lidl. Vreau să vă întreb ceva. Asta termoelectrică, încă o dată. Dacă scump cumpăra o firmă privat, las cumpere și cu 10.000. A fost folosit banul public în mod abuziv. Și de aici la Energo.com, care îmblă mult pe la pracișnei, pe la unii televiziuni, să arăt, chic și business-ul a făcut. Și aiștia care au fost implicați în afacerea păcurii. Dacă lui Leu îi scriau rapoarte, domnule Gonța, de toți subalternii, de secția audit intern, de directorul tehnic, păi l-a dat afară, gata. Stați o secundă. Domnule Gonță, vorbim că era informat că se folosește mazut M40, distruge utilajul și multe probleme și alte temperaturi din încălzire și mai departe. Подождите. Dar cine ați răspunde, domnul Gonță? Că l-a dat afară, mi-a dat lampăcii. Înțelegeți? Pe mine mă interesează în rusă să-i spun, nu, super, eu mă străduiesc, perfecționez limba. Românul m-a zis, da, за преступлением должно последовать наказание. Еще шору аюрит на Гагаузе, домну Гонц. Для ты так, дупа Алезерли Димбалс, не последовало наказание. Анцелезис? Суфолусит Милиуани, Шемай Департи, Умозелитой Пимарина, Сукины, Шемай Департи. Диаста Васпун, пока за преступлением не последует наказание, Лукулеса, диаста Демисия, Шикридецкий, Утарим Мамбукуратка, Дата Фараписпыну. Ну, pentru mine e important ca să înceapă răspunde persoanele pentru ilegalitățile astea. Și mă ajut pe mine că astăzi, acest Leu, care a participat la falimentarea Termocomului, că a fost creată din C1, C2, cu toată brigada, încă pe timpurile lui Plaha, cumva spânul l-a promovat în funcția asta să repete tot același lucru aici și îi stăia spățanii în Maldive, în Dubai, trag o fugă până la domnul Plăhădniuc și spune că operația așa prășla normală, ține și o leac de dole. Nu, domnul Gonță, de asta își vă spun, Mossad moldovenesc, eu dacă l-am găsit atunci pe Plăhădniuc într-o săptămână în Istanbul, eu vă asigur că în jumătate de an maximum era acasă. Și legal vă spun, din moment când fiecare stat, cum o spun oamenii buni, nici un stat de lume nu ne-a confirmat că Plăhădniuc e la dânș. Din momentul ăsta, așa cum au avut pe timpuri permis instrucțiunii legale ucrainene cu cazul Ceaus, că Plahal, că Șuiești, Țelecul, gata, băieți, au început să pregătească operațiunea Eichmann, cum l-au dus prin acestul din Germania. Astăzi nu a recunoscut țara care se află chelă acolo. Seamnă cu Vladimir Gheorghiș în Baltic, într-un oghelaș, deam cu avionuri, cu marșut, că nu contează, trebuie adus acasă. Știi ce înseamnă pentru jurnaliști sincron? Sincron. Da. Sunt sincron. Eu am câteva întrebări. Noi încheiem emisiunea. Răspundeți cu sincron. Pac, 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 pac. Referitor la termoelectrica. Da. Eu am să vă pun întrebarea, dar vă rog atent cum răspundeți. Da. Totuși, ce a fost cu această confuzie în decurs de 3 zile, luni, președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu, spune la TV8 că cazul termoelectrica inițiat de, scandalul termoelectrica inițiat de USATA, ăsta e un turn din bașnia Кремлевской, одна из кремлевской башни. Да, видео один 2015, усатый фаши жоку Руси. Да. Мерку премьер-министру Дорин Речан чере демисия кондуч администрации термоэлектрика. Конфермант факт, когда се будет рептать. Домле Гонц, Гросу, идея на еще, идея, ну, ну, что еще на самом метадаты. Да, я дурам публикатушка, но воз продус телефону, кукари со филмат. Și dacă știu a cui telefon deja de la termoelectrică. Eu am publicat totul. O recunoscut tractoristul. Recean, fiind un om, poate, nu poate, dar sigur mai teafăr la cap ca Grosul, sau poate chiar teafăr total, o întâi, băi, nu poți prosti oamenii, dar oamenii strideu. N-ați văzut că l-am pus pe Lenin cu Stalin să-i răspundă lui Grosul, înțelegeți? Adică Grosul a învățat zagatovca, care a spus-o și spânul, că l-am acuzat pe spânul cu Energo.com-ul, cu procurarea gazelor care veneau cu 1000 de euro în lună mai, când tot globul pământesc că îl cumpăra cu 300. Și eu de spânul, USATA-i face jocul lui Kremlinul pentru destabilizarea, distrugerea cursului european. Și Grosul de atunci a citit zagatovca și încă a învățat-o în limba rusă. Și pe asta a fost situația. Okay. Deci echipa, știu că spunea că nu, las plece pe ei, nu trebuie să recunoaștem cu sată, iese erou. Dar și comisia parlamentară, că acolo deam și-s comunie, și-s socialist. Adică, când o recunoscut cineva din reprezentantul Ministerului Mediului,
că am fost ieri la întreprinit, mă uitam live și la Recean și la Comisia Parlamentară. Și au spus că am fost. Lucrătorii de la Termoelectrica au recunoscut că Păcăru a fost îngropat în noiembrie 2022. Domnul, Amin și Boguslav. Domnul Usat, da, prin venirea domnului Spânul la guvern, da, lunile domnului Recean în funcție de prim-ministru sunt numărate sau asta e exagerare? Nu. Nu, Recean n-a să întâlnească anul nou în funcție de prim-ministru. Sau el face o combinație și Spânul pleacă la rocare, înși deja nu cred, dacă el l-a lăsat să întoarcă încă o dată, dar poate l-a întors încă o dată ca să-l ții pe partea vătămată în răstăianii vătănătă ruchii. Știi cum? Vrăgov n-a de dejat readă. Mm-hmm. Poate fi... Da, deci, sau rămâne Spânul, care rupe pasul și face partidul lui pe viitor, să-mi zminte. Sau Recean cumva îl deconectează. Pe Spânul, dar el poate fi deconectat doar băgându-l în pușcărie. Dacă nu-l deconectează, următorul prim-ministru este Andrei Spân. Și el puțin Recean își dă demisia până la anul nou. Că Spânul lor le-a spus că, eu și eu, prim-ministru și Maclervic și fără Recean, mai discurc foarte bine. Doamne ferește, votanții pasului, mai vă-mi să băliezdă-mă-ne. Urmează un raport zilele viitoare, nu știu când, domnul prim-ministru a zis până la fin de luni despre tragedia de la aeroport. Da. Demisia doamnei Ravenco din funcția de ministru de interne nu e suficientă? Nu. În primul rând, trebuia să-și dea demisia de onoare domnul Vasiloae. Ok. Dacă nu s-a dat demisia domnul Vasiloae, având remușcări morale, sufletești, profesionale, știți cum? Ei Pirevencu doar o dată o catare afară din cauza aeroportului, numai că a făcut-o mai târziu. Cum vreau să fac, știi, cu termoelectrică? Pur și simplu mă suit calare pe dânsă. Mie mă interesează nu demisia doamnei Revencu, care, da, eu tot timpul am spus, eu am fost sân și tătă viața să fiu cotră să fie persoane civile în fruntea mai și SIS. Standardele europene cu medicină și cu restul ok, aici nu. Când, dacă dumnei nu știe diferența între o prelucrare operativă, căruci, am spus-o. Pe mine mă interesează astăzi că Republica Moldova a rechemat și a demonstrat asta, reprezentantul, da, am vorbit, ei. Am vorbit. Nu, bun, a vorbit domnule Gonță, dar astăzi nu s-au resemnat alte acorduri în afară Federația Rusă cu toate țările, cum ar fi Tajikistanul, de unde era acest criminal, da? Și alte țări. Ele n-au fost resemnate. Mine asta mă deranjează, domnul Gonță. Pe mine mă deranjează faptul că Marea Britanie și alte țări când au ieșit să excludă Rusia din Interpol și tătul zis, davai, când s-a început războiul în Ucraina, că băi, cum să-i lăsăm în Interpol? Și acolo s-a sculat top 10 țări din lume. Băi, băi, dar ce facem cu banditismul? Nu? Pe tema banditismului, da, îi deconectăm economic, politic și așa mai departe, pe tema banditismului trebuie să colaborăm că criminalii, ucigașii și astea, ăștia n-au culoare sau națiuni. Așa. O lua de ce să leșe. Da, nu aș trebui. Scandalul antenelor de pe ambasada Rusiei. Căroși, domnul Gonță, înțeleg că mâinea să iasă iartăți, că uitați-vă, ia că l-am prins pe usat în mână. Ești debil, domnul Gonță, clinos. Nu spate așa de prea. Domnul Gonță, nu poți tehnic. Eu stau în fața dumneavoastră care în radioelectronică și inclusiv în diferite șmecherii gen asta despre care spun, înțeleg ceva. Maximum și poți face cu antenă. De ce și facem eu? Asta punem băiesă la vreo 300 de metri de GBC, de oficiul lui Plahotniuc, ca să poți să intri în serveri, în una, în alta, așa mai departe. Când a apărut Plaha Lix și așa mai departe cu toate lui. Dar să cu antenă de asta, de la Tricolor TV, să mai să nu dai tu spunctezi țintele în Ucraina așa mai departe. Doamne ferește! Ei măcar, ei nu au fost nici la crujoc radista în școală, domnul Gonță. Eu vă spun, asta vorbesc cu oamenii care nu știu diferența între păiate de găini și troleibus, înțelegeți? Încă o dată, eu urăsc ce se întâmplă în Ucraina și consider cea mai mare greșeală a rușilor în istoria Imperiului Rus, Uniunii Sovietice, Rusiei, spuneți-i cum vreți. Și este un război oribil. Și eu toată viața am ținut cu așa care se apără, eu niciodată n-am ținut și n-am ținut cu atacători, înțelegeți? Și mor azi ucraineni, moldoveni, mor ruși care nu înțeleg pentru ce mor, înțelegeți? Deci asta oricum azi, dar, băi, hai să nu dăm tăt încolo, tăt eșecurile sunt ruși. Unii ruși o fac, știi cum, fix așa cum mulți
încercau să spui cu ăsta, spână mers la negocieri la Gazprom, la San Petersburg. Doamna ministra sănătății zice, ребята, не надо смеяться над Андреем Андреевичем. Он на встрече доминировал. După această întâlnire a lui Spânu, Gazprom o redus cantitatea. Energocom a început să cumpere tot mai scump, mai scump, dar ei nu se percepeau nici în cumpărat, nici în vânzare, că n-aveau treabă cu gaze. Și am ajuns că în luna mai avem în stoc, anul curent, 150 de milioane de gaz cu 1024 de dolari tona, așa spune. Am spuneți, vă rog, până la urmă, cine a dominat Spânul? Pe Miller, ori cetățenii Republicii Moldova? Domnul Gonț, ei își dut foarte grusne, tijolă vremena. Domnul... Mie îmi pare foarte rău. Pur și simplu, eu iar n-am ajuns. Hai că rață, văpșe nu ne-o dat pe aici vorbesc, dar la dumneavoastră, cac m-am pregătit... Eu aș rămâne cum... Ne-am pregătit o secundă, domnul Gonț, că e important, că tot ieri s-a dus directorul de la Energocom la un alt post de televiziune, că cei ce s-a vorbit la voi, că noi am vândut gaz. Dar iar nu spune ieru, că el vinde gaz tot la și de la care noi cumpăram, compania ucraineană, știi? Și nu, el spune că noi cumpăram gaz cu 1000 de dolari, dar vindem cu 1600-1800 și am câștigat 60 milioane de lei. Stop. El vinde gazul care era cumpărat cu 1800, cu 2000 de dolari. Gazul de la Moldova, gaz cumpărat în Ucraina, fără să-l aducă în Moldova. Tot gazul ăsta rămâne acolo și el vede... Dar știți de ce el spune 1000 de dolari? Ca să fie cesnă. El a luat în calcul și gazul din România cu 600 de euro cumpărat cu jumătate de an mai înainte și prețul mediu, domnul Gonța, dacă îl iei pe ăsta 1600 ori 1800 cu este 600 din România, ap ca vă sprinește mie lui. Domnule, eu îți ridic tema și cu Ikea și compania, filiala care ați condus-o și doamna care a fugit din România, una din acționari și acum serviciu care țări era, căroce. Noi am mai stat, noi am mai discutat. Da să mă stăm un lec pe Facebook, oamenii așteaptă să le lămurim și vă că n-ați înțeleg. Ce? Hai acasă, eu mă duc în vacanță, asta e ultima mea emisiune din sezon. Da, da, eu mă duc azi Mangalia, Varna și mai departe, scaut cum au cumpărat ăștia Amazon, adică unii au schimbat în voice-urile. Ne întâlnim în nou sezon, hai acasă, eu vreau în vacanță, eu am obosit. De acord? Gonza, fără Facebook. Cât plătești gazul acasă? Tocă acesta. Ultima dată mi-a venit 500 de lei și am zis soției, zic, pe asta poți să plătești tu. Da, dar tu știi că azi avem oameni care e că înscriu sărați din tot țara, că nu știi cum, nu știi de ce în țară, e doar business-ul, doar business-ul pe spinarea oamenilor merge. Tu știi că azi achită oamenii 400-500 de lei pe lună, a cei care au țevi de astea, prahadnei. Vă știți că astăzi eu am ridicat cu patentele, am văzut pe toți economiștii, experți în studioul ăsta și în altele, care spune că Alaiba e rău, Alaiba spune că el e maledeț, de eu mă uitam că ei așteptau anul trecut 32 de milioane de lei din comercializanții ăștia care sărași, protestează, și în Bălți, și în Chișinău, tot țara, și s-o strâns numai 30. E mai mult cât costă o tusovcă pas. Atâta deci astăzi oamenii ăștia poate să lucreze gratis, să achite numai asigurarea medicală și să achite soț fondul. Domnule Gonță, am ajuns noi ca astăzi fără 30 de milioane de lei. 1,5 milioane de euro. Și de oamenii ăștia în bătaie de joc. Dacă Gonță importează haine, un SRL, și pe urmă le dai la femei care, vânzători care le vând în Bălți, piața din Chișinău, alte localități. Gonța să fie controlat, să nu fac mișmașuri cu costurile ca cu păcură. Și dacă Gonța o divamat marfa, o achitat toate taxele, o achitat TV... Pajalăstă, Gonța, după tot cine vinde femeiuri și telesea săracele Bălți, Chișinău și tătă țara, lăsați-le în pace să facă o bucată de pâine, înțelegeți? Bine spus. Noi astăzi am ajuns țara unii... Noi suntem țara videocamerilor, știi? Parcă-s la Columbia Pictures deja. Că tot mai mult deși. Că strângem din moldoveni ruble pentru ștrafuri. Dar România s-a anulat și nu-s de vreo 3 ani de zile. De acolo jumătate unioniști, tot pasul tașe. Da, noi avem, trebuie să avem plină țara de cameri. Dar nu pentru a măsura viteza, dar pentru securitatea și ordinea publică, domnul Gonță. Să-i prins, bandiți, talgari. Dar de amaz, dar cei ce avem noi în țară, noi de gab, cum la numărul de funcționari, întrece mulți țări europeni. Ap și la numărul videocamerea să batem de grabă 2-3 țări europene. Domnule Sătă, vă mulțumesc. Dar până ziua de azi, nu legalizați poate cei din diaspora
cu volanul din dreapta să vii în țară și să conducă noaptea. Dar asta o faci, Carlos. E războiul la graniță. Noi vă mulțumim tare frumos că ați fost la emisiune. Da, războiul la graniță. Domnul Gonzi. Eu vă doresc mult succes în tot ceea ce face și ne revedem neapărat aici în studio după în noul sezon. Bun? Bun. Cum da. Spui cu Gonța. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi. Gonța e bun, bun, dar cum spune bunica mea, ăștia mărânțești cu buză, sări, sărăi și să mai tem. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine. Facem o scurtă pauză de vreo săptămână, două, trei. Trebuie, domnilor și domnilor, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri. Vă mulțumesc!